Sunt mai multe clinici sau centre de recoltare pentru testul COVID-19, printre care și Îndrobeta Turnu Severin. Sunt doar 20 de locuri pe zi gratuite pentru testare, însă pentru călătorii sau situații de urgență, prețul unui test ajunge în jur de 400 de lei. Tot mai mulți oameni se tem pentru siguranța lor și vor testarea pentru COVID-19, însă nu este așa accesibil. Prețul pentru un test ajunge în jur de 400 de lei. Eu cred că prețul este mult prea ridicat. Am auzit că în țările străine prețul este mult mai scăzut, vreo 17 euro și ceva. Nu înțeleg de ce este prețul atât de mare, chiar nu înțeleg. Testul este foarte scump pentru un salariu în România. E scump. Pentru veniturile noastre, e scump. Eu să spun, la mine în familie, eu am pe bătrână bolnavă de alte prostii, dar e scump. Pentru asta e scump, pentru lumea asta, mai ales că lumea e săracă. Săracă, e săracă, n-avem bani. Locurile pentru testarea gratuită sunt limitate. În Drobeta Turnu Severin sunt programări de peste 3 luni. Pentru un om de rând, prețul pentru coronavirus este mare, mai ales dacă implică toată familia.